Tare. Haideți să, să vă prezint ce am sesizat. Să luăm așa cu începutul. În primul rând, un pic. În primul rând vreau să vă arăt ce am descoperit. Adică, să zicem așa cum mai putea să-ți dai seama de meciurile aranjate la fotbal. Înțelegeți? Deci, hai să luăm, de exemplu, meciul acesta, o să vă dau un exemplu, din Argentina, din Liga 2, Los Andes cu San Miguel. După cum puteți observa aici, acum, voi cum o să găsiți meciurile acestea? În primul rând, nu se găsește atât de ușor. Trebuie să stai să le verifici din oră în oră, deci trebuie să ai răbdare, pentru că uh, cotele și câți bani se parează pe meciul respectiv diferă, adică poate să se pareze, de exemplu, pe meciul acesta, să dau un exemplu, nu știu, să joacă steaua cu CFR Cluj și cu o oră înainte să înceapă partida, poate să fie să se pareze brusc pe echipa de acasă sau pe echipa din deplasare, dar să pareze foarte mult și atunci diferența între ele să fie foarte mare. Ați înțeles? De, ia uitați-vă cum e la meciul acesta, cum a fost aici, de fapt, la, din Argentina. După cum puteți observa, pentru cei de acasă, o paria parea doar 426 de euro, da? La o cotă de 5. Iar pentru cei de în deplasare doar 1194 de euro la o cotă de 3,35. Iar dacă ne uităm la X final, Ia uitați-vă cât s-a pariat la o cotă de 2. Da? Priviți un pic, o scăzut cota de la 3.50 și cu 24 de minute înainte să înceapă partida, după cum vedeți aici, deci 24 de minute ori mai rămas ca să înceapă partida, o scăzut brusc la cotă de 2.02. Și ia uitați-vă, s-a pariat 30.000 de euro pentru X. Dacă ne mai uităm aici, că nu e destul câți bani se parează pe meciul respectiv, o să găsești un meci unde pentru cei de acasă s-au pareat 16.000 sau pentru cei de deplasare s-au pareat 17.000. Și atunci ăla nu poți să-l să încadrezi de la match suspect. De-aia dacă ne uităm aici și un pic la săgețile așa, adică cât de brusc o scăzut cota de la 3.50 la 2.02. Ia uitați-vă, vedeți? Banc, brusc. Vedeți? Deci ăsta a fost un match suspect pentru X final. Adică, mai înțeles, adică, meci aranjat. Adică eu știu, bă, ăsta o fi X final. După cum puteți observa, X final s-a terminat. Ia uitați-vă. 0-0. Bine, fortuna e eu spus că 2 cotă la X final. Vedeți? X. Acum, eu ce am găsit... A, de fapt, stai să vă mai arăt unul. Tot din e Bra... din Brazilia. Priviți aici. O a, a fost minutul 21. Iar dacă ne uităm un pic la prima repriză două goluri, s au pariat 18.624 de euro pentru o cotă de 1.52. Deci în minutul cota asta de 1.52 la două goluri în prima repriză a fost înainte să înceapă partida. Dar din minutul 21, eu am verificat, deja era cotă pe la 3 și ceva. În minutul 30 și ceva sau 27, nu mai știu exact, puteți să verificați voi pe Google și în minutul 40 sau 41, deja s-au făcut 2 la 0. Pe final, cred că au fost 6 sau 7 goluri s-au marcat în meciul ăsta. Bun. Haideți să ne uităm. Dacă vedeți aici, după cum v-am spus, nu trebuie să fiți foarte nu trebuie să fiți atenți doar la suma. dacă vezi aici, dacă uite cum era aici, cum s pare pariat aici 18.624 de euro și vedeți să așe că erau așa sau mai în sus. Aia nu înseamnă că e mai suspect. Dar iar tu când vezi că săgețile se duc foarte mult în jos, vedeți? Adică sunt de la cotă de 3 au fost de aici direct în jos, la 1.52 s o dus, vedeți? Deci au fost cotă de 3, de la 3, uitați-vă cât brus s-a dus. iar după aia, la 3 plus în total meci. 13.570 s-o pariat. E o diferență foarte mare între 1.242, vedeți? Și uitați-vă cum au scăzut cotele în jos. Deci ăsta iară s-o încadrat la un mes suspect. Și acum eu ce am găsit pentru acum dimineață, dacă ne uităm un pic la meciul acesta, din uh, Columbia, ne uităm un pic. Pe oaspe, s a pariat 20.702 euro. Deci, 20 aproape 21.000 de euro. Iar pe cei de acasă, s a pariat doar 1000 de euro. La X, 1584 de euro. Dacă ne uităm un pic la cei de acasă, de la cotă de 2, câtor a avut la victorie, orcat urcat la 2,75, s a oprit la 2,5 o vedeți. În schimb, celor din deplasare au avut cotă de 4, vedeți cum s-a îngrușat săgeata, deci s-a dus în jos, de la 3. Și acum, dacă noi ne uităm un pic pe Flescor, cei din deplasare au nevoie de victorie. Da? Deci au nevoie de victorie cei din deplasare. Acum, o să-l pui, o să câștige, sau marchează două goluri. Mai ne uităm la încă un meci. Din Honduras. Peste 3 ore începe. Ia uitați-vă că s-o pe cei din deplasare. 17.000. Da? Deci 17.000. De la 2.50 l-o scăzut la cotă de 2. 2 și În schimb, pentru cei de acasă, de la cotă de 3, le au urcat la 3.9. Aproape cotă de 4. La X iară au urcat cota. Și s-o parea numai 158 de euro. Și aici, oricum, o să se mai parieze până începe meciul. Ați înțeles? O să se mai parieze. Da, în schimb, aici, ce mă face adică nu prea aș crede că ăsta ar fi un match aranjat, dar cam îi suspect un pic la mijloc. Da, ce mă face pe mine să cred că nu adică consider eu că nu ar fi un match aranjat, pentru că nu e o scădere foarte bruscă, după cum, voi, după cum observați și voi la liniile astea de aici, da? Deci nu e o scădere a cotelor atât de bruscă. De exemplu, dacă era aici de la 2.5, da? Și, pac, s ar fi dus linia și să nu meargă așa cum o vedeți aici. Deci, ați văzut cum o folă ăla din Brazilia. Deci dacă s-ar fi dus așa în jos, deci dacă s-ar fi dus în jos, atunci ar fi fost un meci suspect. Dar și așa, oricum, ceva, ceva e aici la mijloc, pentru că s o pariat foarte mult pe oaspeți. Deci, o manevră putem zice că ar fi aici. Ama, și aici e posibil oaspeții să marcheze două goluri sau să câștige. Verificați și voi. Și asta vă zic. Ca să puteți găsi meciurile, astea trebuie să fiți foarte atenți, adică să stați în permanență pe ele. Că nu prea le găsești atât de ușor. Dar și când le găsiți și vezi o scădere bruscă a cotelor, și mai ales o paria și foarte mult pe echipa respectivă, și pe ceilalți, vedeți că s-au pus foarte puțin. Să știți că acolo e un suspect. Dar asta trebuie să urmăriți uh, și la goluri. Eu le-am mai văzut, o ieșit dar am trecut cu vedere, adică am zis, bă, nu le joc, că nu are niciun rost. Și de asta am hotărât acum să vă fac filmarea asta, ca să vedeți și voi cam cum mai putea să detectez tu așa meciurile suspecte. Bă, care vreți, că eu o să postez când o să găsesc astfel de meciuri, intrați pe grupul acesta, eu o să vă las linkul în descriere, intrați pe grupul de Telegram, suntem 170 de membri. Sper că v-am fost de ajutor și să câștigăm, să găsim și noi meciurile suspecte așa. Numai bine. Și nu uita să nu uita să lași un like și să te abonezi și apasă și pe clopoțel să fii notificat când postez.